luăm o lecție de fizică. Tema lecției de astăzi este măsurarea tensiunii și intensității curentului electric, gruparea conductoare. La lecțiile precedente, ați aflat despre sursele de curent electric, care sunt surse de energie electrică. Există de asemenea consumatori de energie electrică, cum ar fi becurile electrice despre care am vorbit deja, motoarele, suneriile electrice sau alte aparate. Pentru a transmite energie electrică de la o sursă electrică la consumator, unele surse se unesc cu bornele consumatorului în fire conductoare. Pentru conectarea și deconectarea consumatorului, de la sursă se folosesc dispozitive speciale întrerupătoare. Puteți observa aceste părți ale unui circuit electric în circuitele din imagine. Astfel este vorba despre o sursă de curent, un întrerupător comutator, firele prin intermediul căruia conectăm bornele sursei cu bornele consumatorului și un bec electric. Rețineți, sursa de curent electric, consumatorul și întrerupătorul, conectate între ele prin fire, alcătuiesc cel mai simplu circuit electric. Pentru a reprezenta grafic și a înțelege mai bine modul de conectare a aparatelor, în circuitele electrice se folosesc desene speciale, numite scheme electrice. Aparatele și alte elemente ale circuitului în aceste scheme se notează prin semne convenționale. Unele dintre ele sunt reprezentate în următoarele imagini. 1. Element galvanic sau acumulator. 2. Baterie de elemente. 3. Conectarea firelor. 4. Intersecția firelor fără conexiune. 5. Bornele pentru conectare. 6. Întrerupător sau comutator. 7. Becul electric. Și 8. Sonerie. De asemenea, în imaginea de mai jos aveți un circuit electric, cel mai simplu circuit electric format din baterii de elemente, din bec, din comutator, care sunt unite între ele prin intermediul firelor conductoare. Iar în partea dreaptă este reprezentată schema acestui circuit. În cazul dat, circuitul este deschis. Alte două semne convenționale pe care le-am studiat noi sunt semnele convenționale pentru ampermetru și voltmetru. Deci vă reamintesc că intensitatea curentului electric se măsoară cu ampermetru. Iar despre regula de măsurare cu ampermetru și concluziile despre valoarea intensității curentului electric în diferite porțiuni ale circuitului, vom afla studiind următorul experiment. Deci experimentul se numește măsurarea intensității curentului electric. Utilajul îl aveți în plusa laboratorului de fizică sau în plusa din laboratorul de poalte. Pentru a formula concluziile de rigoare, este nevoie să montăm un circuit electric format dintr-o baterie, din două becuri în punctul întâi conectate în serie și un ampermetru care va fi poziționat în diferite locuri ale circuitului. Deci se conectăm laboratorul virtual. Vom lua o baterie, fire conductoare, ampermetru, un bec electric, fir conductor, încă un bec electric. Un fir conductor, un comutator, și iar vom folosi fire electrice pentru a conecta circuitul. Vom închide circuitul și vom observa cu dumneavoastră indicațiile ampermetru. Ampermetru acum indică 0,45 A. Dacă vom schimba poziția ampermetrului, vom constata cu dumneavoastră că valoarea intensității curentului a rămas schimbată, de semne 0,45 A. Vom repeta acest lucru.
vom conecta becul de prin intermediul unui fir și vom schimba poziția antenei. De asemenea, observați că valoarea intensității curentului a rămas aceeași. Deci, la unirea în serie a două becuri, valoarea intensității curentului este aceeași în tot circuitul, indiferent de poziția antenei. În punctul 2, mi se cere să montăm becurile în paralel, de asemenea, având diferite poziții ale ampermetrului, fie ampermetrul este conectat în ramura principală, fie este conectat în ramurile de la ramificare. Să realizăm și acest experiment. Vom folosi o baterie, un fir conductor. În continuare, vom ramifica circuitul și vom conecta becul în circuit. Conectăm becul în paralel, avem o conexiune în paralel a becului, un comutator, astfel am obținut un circuit în care două becuri sunt conectate în paralel. Acum vom plasa ampermetrul. La început îl plasăm ampermetrul în ramura principală. Și închidem circuitul. Observăm, intensitatea curentului este egală cu 1,8 ampere. Întrerupem circuitul. Înlocuim ampermetrul printr-un fir conductor și vom conecta acum ampermetrul în ramura unde se află primul bec. Vom închide circuitul. Constatăm cu dumneavoastră că intensitatea curentului în ramura unde se află primul bec este egală cu 0,9 ampere. Dacă vom conecta un ampermetru în ramura a doua, vom constata de asemenea cu dumneavoastră că intensitatea curentului este egală cu 0,9 ampere, deoarece becurile sunt identice. Și dacă vom conecta ampermetru în ramura principală, vom observa cu dumneavoastră că indicațiile sunt de 1,8 ampere. Deci, în concluzie, observăm că la conectarea în paralel, intensitatea curentului care trece prin baterie se ramifică prin fiecare bec, deoarece becurile sunt identice, în mărime egală. Tensiunea electrică se măsoară cu ajutorul voltmetrului. Vă reamintesc că simbolul voltmetrului este un cerc cu litera V în interior și că voltmetrul se conectează în paralel în circuit. Iar despre relația dintre tensiunile la consumator în dependență de modul lor de conectare, vom afla în rezultatul următorului experiment. Ca și în cazul precedent, trebuie să conectăm în primul caz două obiecte în serie și apoi în al doilea caz două obiecte în paralel, pentru a măsura de fiecare dată cu voltmetru tensiunea și de a formula anumite concluzii. Să realizăm acest circuit. Deci, o baterie, fire conductoare, conectăm două becuri în serie, deci vom studia primul circuit, circuitul serie, conectăm comutatorul, și vom folosi voltmetru pentru măsurarea tensiunii. Deci închidem circuitul, becul luminează, respectăm polaritatea, plus la plus, minus la minus, observăm că acum tensiunea este egală cu 9 volți, este tensiunea la bordul de baterie,
Dacă vom măsura tensiunea la bornele primului B, vom constata că ea este egală cu 4 volți și jumătate. Și dacă vom măsura tensiunea la ambele decuri, vom constata că este 9 volți. Tensiunea măsurată la decul al doilea, de asemenea, este 4 volți și jumătate. Deci, în concluzie, observăm că tensiunea de la bornele baterii, în momentul în care decurile sunt conectate la serie, este egală cu suma tensiunilor de la bornele fiecărui. Dacă vom conecta becurile în paralel, ce vom folosi voltmetru pentru măsurarea tensiunii, respectând polaritatea unim voltmetru la baterie, observăm că tensiunea indicată este 9 volt, conectăm voltmetru în paralel la BER, la primul BER, obținem 9 volt, și când măsurăm tensiunea la becul al doilea, de asemenea 9 volt. Deci, în concluzie, observăm cu dumneavoastră că tensiunea la unirea în paralel, la toți consumatorii, este aceeași. Rețineți! La conectarea în serie a doi consumatori, tensiunea totală este egală cu suma tensiunilor de pe fiecare porțiune. La conectarea paralelă a doi consumatori, tensiunea totală este egală cu tensiunea de fiecare consumator. La conectarea în serie a doi consumatori, intensitatea curentului este aceeași de fiecare dintre ei. La conectarea în paralelă a doi consumatori, intensitatea curentului pe porțiunea neramificată este egală cu suma intensităților curenților din ramă. Deci, pentru gruparea serie, avem setul de relații și pentru gruparea în paralel, avem al doilea set. Deci, în momentul în care studiem o grupare serie sau grupare paralel, automat putem folosi aceste relații. În continuare, vă propun să realizăm un experiment în laboratorul virtual. Pentru aceasta vom construi un circuit simplu format dintr-un BEC de consumator, dintr-o baterie și un comutator. Vom conecta în serie cu becul un ampermetru pentru a vizualiza indicațiile ampermetrului și pentru a cunoaște intensitatea curentului. În paralel cu becul vom conecta un voltmetru, respectând polaritatea. Acum indică 0 deoarece circuitul este deschis. Și vom închide circuitul. Astfel observăm cu dumneavoastră că valoarea intensității curentului este egală cu 0,9 A, valoarea tensiunii este egală cu 9 V. Dacă vom schimba proprietățile bateriei, vom avea, de exemplu, o baterie variabilă la care tensiunii poate fi modificată, vom constata cu dumneavoastră că la o mărire a tensiunii de la 9 V la 30 V, intensitatea curentului s-a mărit de la 0,9 A la 32 A. Și observăm cu dumneavoastră că de câte ori se modifică tensiunea, tot de atâtea ori se modifică și intensitatea curentului. Deci, în concluzie, observăm cu dumneavoastră că intensitatea curentului este o mărime direct proporțională cu tensiunea. În 1826, Ohm, fizician și educator german, a stabilit pe cale experimentală acest lucru, deci el a stabilit că intensitatea curentului electricului conductor este direct proporțională cu tensiunea aplicată la capetele acestea. Relație scrisă în formă matematică, în următorul mod. Astăzi, Alexei, dragi elevi, am studiat experimental cum putem măsura intensitatea curentului și tensiunea în dependență de modul de conectare a conductoarelor. Rețineți că în cazul conectării în serie, intensitatea curentului este aceeași pentru toți consumatorii,
la tensiunea elettrica la bordele bateriei este egală cu suma tensiunilor de la bordele fiecărui consumator, iar dacă gruparea în paralel, tensiunea elettrica la bordele fiecărui consumator este aceeași cu tensiunea la bordele bateriei, iar intensitatea curentului în partea neramificată este egală cu suma intensităților curentului în ramurile date. În final, am constatat cu dumneavoastră că intensitatea curentului într-un circuit este o mărime direct proporțională cu tensiunea. Vă mulțumesc pentru atenție, toate bune!